Gata, am intrat pe ultima sută de metri. Crăciunul ne bate la ușă. Pe când gospodinele din Făgăra sunt pe ultima sută de metri cu șantierul deschis pentru curățenie, copiii umblă din casă în casă, din ușă în ușă, colindând. Redacția Făgăraș TV a avut și astăzi colindători. Copiii de la trupa Hansel și Gretel au demonstrat că nu sunt talentați doar la dansat, ci și la cântat. Îmbrăcați în porturi populare românești și săsești, micii făgărășeni ne-au urat un an mai bun. Afluați aici pentru că am venit să vă colind. Ce înseamnă pentru tine colind? Mersul cu colind. Să mă duc și să cânt cântecele la alți oameni. Și îți place să mergi cu colind? Da. Colind. Să colindăm. Colindăm. Și cu ce ești îmbrăcată azi? În ce? În costum popular? Da. Și îți place să fii îmbrăcată în costum popular? Da. Ca să colind. Și ce colinde mai știi? În germană, mai multe, nu? Klinglöchen. Da. Zi, hai. Nu da, zi Klinglöchen. Klinglöchen. În ce te-ai îmbrăcat tu? În popular. Săsesc. În costum popular săsesc? Ba da. Și ce-ți place cel mai mult la costumul ăsta? Ce-ți place? Ce-ți place? Coronita sau șorțulețul? Ba da. Te urăm tuturor celor care ne iubesc și care ne-au ajutat și care ne susțin moral și material, sărbători fericite, un Crăciun plin de căldură în suflete și moșul să aducă tot ceea ce își dorește fiecare.